Bună dimineața, vară! Ai venit și bine îmi pare! Ai adus miros de flori! Și în câmp multe culori! Ne bucurăm să ne reîntâlnim la clubul Siridușilor Creativi! Pricindeilor, astăzi vă invităm să facem o magie! Dar ce fel de magie fără baghete și cuvinte magice? Eu știu! Sigur că vraja se va primi! Focus, pocus, trulea-lea, să vedem ce va apărea! Wow! Ce apare? Ce flori frumoase! Sunt flori de câmp care ne bucură cu splendoarea lor toată vara. Dar cine știe cum se numesc ele? Eu! Roșu este macul! Alb e mușețelul! Cicoarea e albastră! Florile din copilăria noastră! Împreună vom desena un câmp plin de flori. Pentru aceasta avem nevoie de o coală de hârtie, paleta noastră cu culori, pensule, foarfecă, pai, tuburi de hârtie, pahar cu apă, șervețele umede și desigur de niște mânuțe hărnicuțe. Pentru maci avem nevoie de culoarea roșie, pe care o aplicăm pe lege. Lângă roșu, aplicăm și un pic de culoare neagră. Pentru că mijlocul macului este de culoare neagră. Prin ștampelare, aplicăm degetul pe foaie și în rotul s-a primit o petală de mac. Repetăm acțiunea până formăm o floare. Să știți, dragii noștri, că macul este o floare care nu doar bucură cu frumusețea lui oamenii, dar să știți că semințarele se folosesc în prepararea cupturilor. Încă mai întâlnim și maci neînfloriți. Acum vom desena niște butoane, care sunt de culoare verde. Acum, cu ajutorul pensului, vom desena tulpinițele. Bravo! Ce minunat a ieșit! Degetele au obosit. Hai să ne jucăm un pic! Ploaia cade neîncetat, vârful degetelor bat. Degetele sunt petale, le deschid ca pe o floare, iar apoi le răsfirăm și la un pian cântăm. Batem palmele de zbor să avem la lucru spor! Spiritușilor, haideți să dăm culoare câmpului nostru cu flori și să desenăm niște romanițe. Pentru aceasta vom utiliza tuburi de hârtie,
pe care le vom amuia în vopsea albă, puteți adăuga un pic de albastru și vom aplica la fel prin ștampilare, petală încă petală, pentru a obține o rămâniță minunată. Mușețelul sau romanița este una dintre cele mai populare plante medicinale. Din romaniță se prepară ceai care alungă insomnia. Dar eu am cremă de mușețel și pielea mea este foarte catifelată. Mijlocul romaniței este de culoare galbenă. Corect. Mai lipsește cicoarea. Pentru a desena o cicoare, avem nevoie de pai. Înmuiem paiul în culoare albastră și le aplicăm pe foaie. Ce frumusețe! Cicoarea este o plantă comestibilă, care are un gust amăroi. Puteți să o serviți pe mamă cu băutură de cicoare, care este înlocuitorul catelei. N-am știut! Încearcă! Mama va fi cea mai fericită dacă o servim cu o asemenea băutură. Spiritușilor! Dar ce fel de flori fără tulpină și frunzulițe? Acuși desenăm și frunzulițe. Cele mai frumoase frunzulițe vom avea acuși noi. Dar mai întâi, haideți să desenăm tulpinele în flori. Iar pentru a desena frunzulițe, vom aplica vopsea pe partea laterală a mâinii vom ștampila pe hârtie. Iar acum și cu cealaltă mână vom proceda la fel. Spiridușilor, nu e așa că ni s-a primit un tablou minunat? Desigur! Este cel mai formidabil tablou din toată lumea! Suntem sigure că desenul vostru va fi mai reușit decât al nostru. Așteptăm cu nerăbdare lucrările voastre. Pe curând, până la o nouă reîntâlnire. Cu voi au fost...